Tulpan e supărat pe Ștefan Stoica. Președintele Glorie a anunțat că antrenorul oltean are de acum închisă ușa clubului din Crâng. În conferința de presă de ieri, Tulpan a povestit cum a rămas fără antrenor în mijlocul competiției. Și când m-am dus la gard să vorbesc cu el lunea după masă la antrenament, era plăștit și fane, ce faci, fane, ne-a dat, ne trebuie să vorbesc neapărat cu dumneata. Hai că mergem până sus. Păi, o fi ceva grav să fie. Și mi-a zis, geta așa, geta așa. Am vorbit cu ăla, doamne, ce să... Ăștia erau aceia de mir, Marcus. Să ce nu fac? Păi, dacă așa de grav și dacă... Mă, ți-a zis, tu ce faci? Păi nu, când dau ăia să muncești eu. A, bine, mă. Mai mult, Tulpan îl acuză pe Ștefan Stoica de faptul că și-a premeditat plecarea, iar boala soției a fost doar un pretext. Dar cred că era coaptă de vreo lună, înțelegi? Păi da. Că nu întâmplător la meciurile cu... Eu la meciul cu singurul joc la care am absentat a fost cel cu Chirnoci. Fane nu s-a ridicat pe bancă. Cei care au fost pe acolo la meci nu s-a ridicat pe bancă. Deci nu a avut reacție la meciul ăla, am înțeles că nimic. Asta pe bancă. La Metalul Globus am fost eu, la fel. Deci el, cred că și-a pregătit plecarea. Tulpan a dat de înțeles că Ștefan Stoica nu-i mai e prieten. N-a primit nici măcar un telefon de mulțumire de la antrenor. De asta spunea că sunt supărat pe el, că nu mi-a dat un telefon. O, ne-a dat, negeta el, nu știu ce. Nu mai răspunde la telefon. Nu mai are credit. Răspunde fisul, Alex, la telefonul ăla. Dar mă așteptam să-mi dea și mie un telefon. Să-mi spună... Am operat-o pe Geta, e bine, nu e bine. Ce mai faci, Neadane? Am urmărit jocurile, rezultatele. Da, asta e viața. Nu mai așteptăm mulțumiri că rar a avis. Tulpan a ținut să nege și zvonurile conform cărora Ștefan Stoica ar fi plecat din cauza restanțelor financiare. Președintele a afirmat că înainte de despărțire, Ștefan Stoica era singurul angajat al clubului cu banii la zi.